și la rugămintea mea și a mai venit și domnul care a pus pe aici și fiusul, a zis, domnule, dacă se mai poate să mai lăsați cât un arbore, doi, așa, un aliament, că poate cine știe, vrem să construim ceva, să rămână, să umbrească. Eu deci lucrez de 40 de ani. Bine, taică, silvicultor, eu la fel, tehnician silvic și sunt la nebun. Păi așa ceva, deci eu n-am tăiat în 31 de ani așa ceva. Nu știu ce construiesc, niște vile de protocol, nu știu cum. Și acolo deci, mai e și acolo aproape eu un hectar. Eu lucrez un hectar. Și aici 2,6 2,6 și dincolo 0,7. Sunt trei. Sunt trei loturi și le-au despădurit pe toate? Da. Toate trei Neptun Olimp? Da, da. S-a scos în jur de 400 de metri cu pădurea. Deci, astea de aici în jur de 1700 de ani. 1700 de arbori. Da, da. Chiar în spate la chioșc aici erau 2 stejari din ăștia mari. Pe asta zic, cu ce încurcau 2 stejari? Dar lasă vorba, e vorba de 2 stejari, e vorba de atâția copaci care erau buni. Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a întâmplat aici? S-a adunat de bord, s-a rămas de la... Dar cine a tăiat toată pădurea asta aici? Aveți idee? De la Constanța, de la presă sunt. Proprietarul terenului. Vreau să facă... Ce vreau să fac? Camping? Da. Dar nu e societatea de stat de aici, Neptun Olimp? Da, Neptun Olimp e. Ei sunt, nu? Da. Cam câți copaci au fost aici? Aveți idee? Nu. Că văd așa, resturi sunt multe. Sunt resturi multe. Când au tăiat? Când au tăiat? Au cam 2-3 săptămâni. Cam 2-3 săptămâni? Și cât a durat să taie toată bucata asta? Nu știu, noi este amenitat doar de două, care este pe la mână. Ordinea.ro și o să vadă. Ordinea.ro, pe telefon. Trebuie să facă grupuri sanitare, pot să facă și o construcție. Ce e? Ce reprezintă asta, că nu știu? E stanția de acolo simplu, pusă în valoare. Ea au dreptul să-l taie. Asta e plantat la 1890. Asta e plantat la 1890. Cazan Gigi, eu sunt pădurar la Negru Vodă. La Negru Vodă sunt. Dar am venit cu băieții să-și adune niște resturi de exploatare ce au rămas de la băieți. De când lucrați în domeniul silvic? Lucrez de 31 de ani. Ați mai văzut așa ceva? În silvicultură, dar să se taie asemenea specii de arbori, gen special stejar, frazin, niciodată. 1400 de arbori. 1400? Noi am inventariat, da. Și au tăiat 1400 de arbori? Da, 1400 de arbori. Și pe celelalte două loturi? Dincolo au fost 360
da. 360 și în cealaltă nu știu să vă zic exact. În sola cea mai mică, în grupa cea mai mică? Da, cea mică, nu știu cât a fost, dar, deci, astea de aici, în jur de 1700 de ani. 1700 de arbori? Da, da. Au o aprobare de la Garda de Mediu, bănuiesc, în mod sigur, s-a format o echipă de punere în valoare la toate suprafețele, de fapt, la toate trei suprafețele astea. S-au pus în valoare, după care Ocolul Silvic Mușfatar a autorizat tăierea acestora. Domnul Caracosta, proprietar sau ce este, dumnealui director la Neptun Olimp, a convenit contractual spre vânzarea materialului lemnos unei firme de pe la Băneasa, ceva de genul. Aceia au cumpărat materialul, au venit, l-au extras și asta este. Deci lucrez de 31 de ani, dar așa ceva